va intra nicio stângă în fața lui Giorgio și nicio dreaptă, pentru că Giorgio știe să boxeze cu îndreptaci. Și îi merge foarte bine și brațul stâng lui Dan, brațul de forță. Să remarcăm acest lucru. Nu-i bine pentru el să stea aproape. Lovește larg Balbi. Lovește larg și nu e bine să stai lângă el. Prima repriză. Începe repriza a doua acum. O repriză, prima repriză a fost de partea lui Giorgio, fără de apărat. Exact. Să notăm deja 10-9 așadar pentru Ionuț Dan în prima repriză. Că multe mișcări din partea lui Giorgio, se mișcă, nu-i dă posibilitatea lui Balbi de a lovi. Încearcă Balbi să dea peste brațul din față, peste dreapta, nu reușește. Oh! Dreapta, croșeu de dreapta în scurt. Și acum cu stânga a venit Giorgio Dan. Frumos controlează lupta Giorgio Dan. Balbi este pregătit pentru stilul profesional. Un croșeu frumos de stâng al lui Giorgio pe care Balbi l-a simțit. Îi va intra foarte bine croșeul dacă va mai încerca. Croșeul de stânga. Iată și pe Balbi în atac. Destul de slăbuțe totuși atacul argentinianului până acum. A încercat Balbi o dreaptă scurtă, însă a ferit la timp cu Giorgio. A lovit Giorgio și a plecat, a încercat un uppercut de stânga, l-a ficat. Nu stă lângă el, nu ar fi bine să nu stea lângă Balbi. Da, știm cadența, ritmul loviturilor. Știm cadența, lovește foarte mult în spate, în rinichi. Încearcă multe, pentru că nu-i merge nimic. Iată ce serie frumoasă, Balbi în colț, în dificultate. Perfect a fost. A reușit să scape pentru eschivă. Sigur, la această categorie nu sunt loviturile foarte puternice, nu... Dar sunt multe și care și atunci ținta bine își spune cuvântul. Oh, ce dreaptă frumoasă în interior. Giorgio Fipa. Oh, din nou cu acea stângă, brațul din spate, eschivă acum a lui Balbi. Giorgio ar trebui să viște, dacă ar fi Giorgio acum, ar trebui să nu sta cu el la schimb. Wow, o stângă frumoasă, bravo Dani. Exact, iată, ce eschive acum. Nu știu. A început să fie, iată că deja repriza a doua și multe schimburi de lovituri. Să spunem că s-au pus două reprize până acum, super, super frumos. Și iată acum ce schimb, de o parte și de alta, au fost aceste lovituri. Un meci superb, așa e. Un meci cu schimburi frumoase, un meci adevărat de box. Balbi este în dificultate. A revenit, exact, repriza a treia. Primele două le-a câștigat Giorgio Dan, clar. Să nu uităm că a fost o repriză super, super frumoasă, cu schimburi de lovituri de ambele părți. Giorgio a lovit mai mult și mai sigur. Raul Balbi vine după o victorie. În penultimul meci al său însă s-a luptat pentru titlul WBA la... această categorie, a pierdut acel meci, însă numai pentru faptul că încă se mai bate pentru centuri mondiale. Acest lucru îi confirmă valoarea. A demonstrat-o cu mult timp în urmă că este, sau că a fost un boxer cu calități mari.
Mai că în seara asta nu știe să boxeze cu Giorgio, ci Giorgio este cel care conduce această luptă. Iată că l-a dus în corte, a încercat mai multe upper cu turlaci. Oh, un nou, croșeu acela bun la cap de stânga. Un croșeu care ar fi putut să-l facă knockout pe Balbi. Are explozie în lovituri acest Giorgio, dar știe să dea și are explozie și vede, cum vă spuneam, de acele croșee care le dă în rinic. Un lucru... Au, croșee, uppercut, iată, mai va fi corz, un schimb de croșee. Trebuie să forțeze acum, da, pe aceste am lovituri. Înțeles, Balbi nu știe să boxeze cu stângaci și va fi în dificultate în acest meci. Un 2 din partea lui... Se simt foarte frumos, foarte puternic aceste lovituri de stânga lui Dan. Nu risca Giorgio, pas, reveniri. Ar trebui... Oh, și frumos, se intră foarte bine. Oh, ce croșeu de stânga a reușit Giorgio Dan. Formidabil cum s-a prăbușit Raul Balbi. Ce knockout binevenit. Acesta este sfârșitul. Ce lovitură, s-a terminat tot, toată lumea e în picioare. Iată ce atmosferă e aici, în sala polivalentă. O mare victorie românească în această seară. Cine și închipuia, moșule, că îl va face praf după 3 reprize Giorgio Dan pe Balbi? V-am spus de la început că o să o luptă grea. Iată, Giorgio Dan reușește să-l termine pe Raul Balbi. Un boxer care ți-a dat atâtea de furcă ție. Bineînțeles, n-a mai fost același, însă oricum rămâne o victorie mare. Giorgio Dan mușcă din mănuși de fiecare dată când intră în ring. E un băiat extraordinar, spunea rudele Obreja, a avut dreptate. Iată ce victorie. De ce vrei să spui că mi-a dat mie de furcă? La ce te referi? Că l-ai bătut greu în 12 reprize. Compari un Balbi de acum 6 ani cu Balbi de acum? Nu, normal. Oricum rămâne numele lui Raul Balbi. După și rămâne palmaresul lui. Vine Balbi, a venit Balbi aici la acest meci. Câteva. Te rog, destule. Te rog, nu face diferență între Balbi de acum 6 ani și Balbi cel de acum. Bine, oricum e doar un drum, un pas în cariera lui Giorgio Dan, cum ai spus și tu. Pentru acest moment este o victorie spectaculoasă. Este o victorie meritată și binevenită pentru Giorgio Dan. În fond de numele lui Balbi, în fond de meciurile pe care le-a avut, de titlu, cu un titlu pe care i-a trecut prin mână. Iată că Giorgio poate urca acum cu cât meciurile mai frumoase cu oameni cu nume, va urca mai repede la titlul mondial. În ring a intrat și Lucian Bute, prietenul lui Giorgio Dan, cel cu care cei doi au fost împreună, de fapt, la lotul național de amatori. S-au dus împreună în Canada. Au fost și sunt împreună, sunt prieteni, sunt aceeași generație și n-au cum să nu fie unul lângă altul. Lucian Bute vom avea pentru main event, de asemenea, ca aici lângă ring, pentru a comenta meciul. Se va anunța decizia oficială, o victorie superbă. Un croșeu de stânga, am observat că îi merge acea armă, acel croșeu de stânga. Dar era de așteptat acel croșeu de stânga. Amy Hayes va anunța decizia oficială. Giorgio Dan obține a 21-a victorie la profesionism. Ladies and gentlemen, referee Stanley Christodoulou calls a halt to the action. After 3 rounds, 1 minute 45 seconds, your winner by way of knockout and still champion, Giorgio Dan. Victorie prin knockout tehnică, repriza a 3-a, în continuare campion Giorgio Dan. O victorie meritată. S-a impus de la început, din primul minut și până în momentul knockout-ului, i-a arătat cine este cel care conduce această luptă. Și a reușit totuși o lovitură extraordinară, o lovitură care... un pumn de knockout, practic, și care la aceste categorii se vede mai rar. Un moment emoționant. Rămâneți pe loc pentru că de la un viitor campion mondial cum este Ion Ionuț, vom trece la... A revăzut lovitura, croșeul de stânga.